Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Arena Medicală. Încă de săptămâna trecută știam că subiectul pe care îl dezbatem astăzi este menit să vă țină în fotoliu pe dumneavoastră și pe toate cuplurile care își doresc un copil. Așadar, așezați-vă comod pentru că urmează cel puțin 70 de minute de informații de actualitate despre infertilitate, dar și soluția salvatoare, fertilizarea in vitro. Cele mai recente statistici arată că o treime din femeile care au împlinit 35 de ani sunt infertile. După vârsta de 40 de ani, rata infertilității este de 56%. În România, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, iar mai mult de jumătate din acestea nu se adresează medicului. Conform ultimelor date oficiale, peste 5.000 de românce apelează la această procedură. Rata de infertilitate, atât masculină cât și feminină, este în creștere din cauza incidenței crescute a bolilor cu transmitere sexuală, a vârstei tot mai înaintată de concepție, precum și a modificărilor de comportament social și alimentar. Și asta nu este tot. Pe larg discutăm în numai câteva momente cu invitatul meu care a venit din Turcia, medicul Tansu Küçük, un specialist în fertilizarea in vitro. Până atunci deschidem o nouă pagină din Jurnalul de Sănătate. Nu odată s-a auzit despre un cuplu tânăr, săraci, nu pot face copii, o fi ea de vină? Acuzații, prejudecăți, dar și rămușcări. O sabie ce stă deasupra capului unor tineri care, deși ar putea spune că nu le lipsește nimic, se luptă din greu cu un singur vis ce nu se vrea împlinit, acela de a avea copii. Când se vorbește despre infertilitate, vina este aruncată prima dată asupra femeilor. Dar de ce? Sunt bărbații mai fertili? Nu degeaba am ales acest subiect de discuție pentru astăzi. Ne dorim cu adevărat să venim cu soluții pentru cuplurile care își doresc să-și vadă visul împlinit. Depistarea cauzelor infertilității este primul pas ce trebuie făcut. Statisticile mondiale arată că infertilitatea afectează între 15 și 18% din populația aflată la vârsta fertilă, situația fiind cam aceeași și la noi în țară. Aproximativ 70% din cuplurile tratate de infertilitate concep un copil. O greșeală majoră este aceea că foarte mulți nu consideră infertilitatea o boală, deși ea are un puternic impact social și economic. Persoanele care își doresc mult un copil și nu-l pot avea sunt marcate la nivel psihologic și psihosomatic pe o perioadă mare de timp, ceea ce crește gravitatea situației. În cele mai multe dintre cazuri, motivul infertilității poate fi determinat și numai un caz din 5 rămâne de cauză necunoscută. Doar o treime din cazurile de infertilitate se datorează factorilor feminini, o altă treime se datorează factorilor masculini. Restul cazurilor se datorează asocierii factorilor feminini cu cei masculini sau unor factori necunoscuți. Acest lucru nu se cunoaște cu exactitate, deoarece numărul bărbaților cu probleme de fertilitate crește mai rapid decât cel al femeilor cu aceeași problemă. Sarcina este rezultatul unui lanț complex de evenimente. Pe scurt, pentru a deveni gravidă, femeia trebuie să aibă ovulație. Ovulul trebuie să ajungă în trompa uterină, sperma bărbatului trebuie să fertilizeze ovulul, pentru ca mai apoi ovulul fertilizat să se implanteze în interiorul uterului. Orice problemă apărută într-una sau mai multe dintre aceste etape ar putea duce la infertilitate. După ce statul a blocat de aproape 3 ani reproducerea asistată decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, ministrul Sănătății, Nicolae Bonicioiu, a anunțat recent că programul de fertilizare in vitro va fi reluat probabil din 2015, precizând că a fost rău că s-a întrerupt după 2011, pentru că este un program bun, dar trebuie stabilite mai ales criteriile de selecție a clinicilor și cuplurilor. Bonicioiu a mai arătat că această comisie are datoria să fie atentă la modalitatea de selecție a dosarelor care vor intra în programul de fertilizare, precizând că Ministerul Sănătății va avea doar sarcina de a asigura finanțarea. Ministerul Sănătății a lansat în 2011 în premieră programul de fertilizare in vitro și transfer embrional. Bugetul programului a fost de 4 milioane de lei, Ministerul Sănătății susținând financiar o singură procedură de fertilizare in vitro pentru fiecare cuplu, în două etape, 4.920 de lei după realizarea procedurii de fertilizare, adică prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, recoltarea spermei și procesarea acesteia, inseminarea ovocitelor și transferul embrional, și apoi 1.230 de lei după confirmarea finalizării procedurii FIV, cu o sarcină urmată, desigur, de naștere. În aceste condiții, sistemul privat este soluția. Până se va relua acest program, vă spunem noi totul despre această tehnică. Se începe cu inducerea stimulării ovariene, continuă cu puncția ovariană, adică extragerea ovocitelor, pentru ca următorul pas să fie embriotransferul. Despre rata de reușită a acestei proceduri, care sunt riscurile referitoare la sarcină, dar și despre investigațiile premergătoare, vă spunem în minutele următoare.
Medicul Tansu Kyuchuk activează de 20 de ani în cadrul unui spital privat din Turcia și este profesor la universitatea ce poartă numele instituției medicale. Când nu se află în cabinetul de consultații, îl putem găsi la pupitrul unei săli de conferință oriunde în lume. Este un lector desăvârșit și captează atenția cursanților. La fel a făcut-o săptămâna trecută, când prezent la Constanța le-a vorbit medicilor despre cele mai moderne abordări în medicina de reproducere asistată. În prezent activează în cadrul Departamentului de Obstetrică și Ginecologie de la unul dintre cele mai prestigioase spitaluri din Istanbul. După ucenicie și începea cariera pe la mijlocul anilor 80 pentru ca ulterior în anii 90 să devină șeful Departamentului Clinicii de Obstetrică și Ginecologie din Ankara. Dincolo de experiența dobândită în practică, acest medic care a redat fericirea a mii de cupluri s-a specializat în microchirurgie, laparoscopie avansată, fertilizare in vitro și în procedura diagnosticului genetic preimplantare. Domeniul cercetării este unul care a beneficiat din plin de expertiza acestui medic, sute de publicații naționale și internaționale purtându-i semnătura. Activitatea sa de cercetare și diseminarea informațiilor din domeniu conține zeci de titluri de prezentări și conferințe la care a fost invitat de-a lungul timpului, dar și articole publicate în jurnale științifice. Profesor Dr. Tansu Kyuchuk este medicul care a venit și la Constanța pentru a oferi cadrelor medicale oportunitatea de a fi la curent cu cele mai noi tehnici și modalități de lucru în domeniul medicinei reproductive. Conferința Abordări moderne în medicina de reproducere, organizată de Asociația Clubului ISIS, s-a adresat tuturor medicilor implicați în activitatea medicală privind reproducerea: medici de familie, obstetricieni, specialiști în imagistică medicală. Invitatul special al acestui eveniment, profesor Dr. Tansu Kyuchuk, le-a vorbit specialiștilor despre implicațiile, beneficiile și riscurile fertilizării in vitro și a răspuns la întrebările acestora. Nu doar un profesionist desăvârșit, ci și un om cu o inimă mare, acest medic a adus un impact pozitiv semnificativ în lumea medicală, dar și în viețile miilor de pacienți care i-au trecut pragul. În curând vă dezvăluim povestea unei femei care își dorește atât de mult să devină mămică, încât l-a căutat pe profesor peste tot unde a mers în România și l-a găsit. Cu zâmbetul pe buze și cu credință în suflet, ne-a vorbit despre marea dorință a vieții ei. Infertilitatea este o problemă întâlnită tot mai des în rândul cuplurilor, una dintre soluțiile la care acestea recurg fiind procedura fertilizării in vitro. Recent a avut loc la Constanța un eveniment unde invitat special a fost medicul din Turcia, profesor Dr. Tansu Kyuchuk, specialist în medicina de reproducere. El a explicat doamnelor prezente implicațiile și beneficiile procedurii. Dorința de a deveni mamă poate fi atât de puternică uneori, încât chiar și atunci când lucrurile par imposibile, speranța rămâne vie. Acest vis poate deveni realitate. Superstițioasă din fire, una dintre participante nu a dorit să-și dezvăluie identitatea, dar a acceptat să ne împărtășească din fericirea ei. Mi-am dorit foarte mult un copil, având în vedere că nu am reușit să concep un copil pe cale naturală, am trebuit să recurg la fertilizarea in vitro, procedură care a avut succes în cazul meu, chiar din primul proces de fertilizare, și pot să mă consider o mămică, o viitoare mămică norocoasă. Ce ați simțit când ați aflat că sunteți însărcinată? O bucurie imensă. Am început să plâng și am încercat să dau vestea tuturor celor apropiați. Organismul uman poate suferi diverse afecțiuni care împiedică procreerea pe cale naturală. Tocmai de aceea, o bună înțelegere a opțiunilor existente poate duce la un rezultat fericit. O altă participantă a acceptat să ne împărtășească și ea din experiența ei. Din rezultatul analizelor a reieșit că nu veți putea să deveniți mămică pe cale naturală? Da, doar în urma acestui procedeu mi s-a spus că pot avea copii. Și șansele, din câte am văzut, sunt destul de mari. Cred că este singura metodă care mi-a mai rămas, pentru că am făcut câteva demersuri în urmă cu 4-5 ani prin București, am încercat și inseminarea artificială și până la urmă am ajuns aici. Ce părere aveți despre domnul doctor? Este foarte sigur pe dânsul și acest lucru mi-a dat și mie o încredere foarte mare. De asemenea, am ajuns aici datorită unor prietene care deja sunt însărcinate, una dintre ele este deja mămică și acest lucru contează foarte mult.
Unele statistici prezintă niște cifre alarmante. În România, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, procentul ajungând la 50% în cazul femeilor cu vârsta de peste 40 de ani. Din păcate însă, 56% dintre femeile care suferă de această problemă nu se adresează medicului. În ciuda faptului că este un domeniu în dezvoltare, în țara noastră există anual aproximativ 5.000 de cazuri de fertilizare in vitro, comparativ cu țările occidentale, unde numărul acestor proceduri este chiar și de 10 ori mai mare. În cazul în care doriți să luați în considerare această procedură, recomandat ar fi să luați legătura cu medicul dumneavoastră pentru a putea explora opțiunile de care puteți dispune. Se spune că între 60 și 70% dintre cuplurile care își doresc un copil vor reuși în următoarele 6 luni de când și-au propus acest lucru. Celălalt procent sunt familiile care încă nu au reușit să-și ducă visul la bun sfârșit și încă nu se pot bucura de o sarcină. În întâmpinarea acestora vine fertilizarea in vitro ca o alternativă pentru cei care suferă de infertilitate. Este salvarea teoretică al unei familii în a avea acel copil pe care și-l doresc. Este drept că în momentul în care vorbim despre infertilitate și despre fertilizarea in vitro, ne așteptăm ca mămica să dea naștere nu unui singur copil, unei perechi de gemeni sau de tripleți, dar aceasta este partea cea mai frumoasă a poveștii și indiferent de câți copii va naște mămica, familia sigur se va bucura de reușită. Astăzi vorbim despre infertilitate ca o problemă de actualitate. Alături de noi este un renumit profesor. V-am povestit care sunt referințele dânsului și v-am explicat totodată de ce l-am invitat în Arena Medicală. Avem mai mult de o oră la dispoziție astăzi când vorbim despre cum pot femeile și cuplurile să își împlinească un vis, chiar dacă este prin fertilizare in vitro. Pentru început aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor pentru prezența în emisiune și îl rog să ne spună, în accepțiunea dânsului, care sunt cele mai frecvente cauze ale infertilității la ora actuală, pe peste tot în lume. Cea mai mare problemă sunteți voi, femeile, pentru că a devenit o modă să te căsătorești mai târziu, iar vârsta este cel mai mare factor. Iar bărbații nu mai trăiesc într-o lume curată. Plastiklerden ve kimyasal maddelerden etkilendikleri için. Poluarea ne face 50-60% să nu fie ok. A spus că noi femeile suntem de vină pentru că ne căsătorim mai târziu. Care ar fi vârsta optimă pentru o primă încercare în a avea un copil, în așa fel încât noi să fim perfect sănătoase pentru ca al nostru corp să permită acest lucru? Ideal annelik yaşının 22 ile 32 yaş arasında olduğu kabul ediliyor. Normal ar trebui să fie între 22 și 24 de ani. Bun, începutul vieții sexuale foarte timpurii este o soluție salvatoare sau este un lucru care ar defavoriza? Daha çok kapabileceği için. Dacă începe mai devreme, cu siguranță se va îmbolnăvi de alte boli. Ve genç yaşta doktora gitmek gibi alışkanlıklar genellikle olmadığı için genç kızlarda. Iar de tânără, cum nu se duc la medic. Erken seks hayatı bir yandan da kısırlığı hastalıklardan dolayı arttırabilir. Din cauza bolilor îi va fi fatal. Se vorbește despre faptul că un cuplu care își dorește să aibă un copil este bine să înceapă cu câteva luni înainte vizite, să meargă regulat la medic. Este bine ca ambii parteneri să își facă un set de analize la recomandarea medicului specialist. Faptul că își fac aceste investigații ar putea să anunțe sau să tragă un semnal de alarmă asupra infertilității și acest lucru să poată fi tratat încât femeia să ajungă pe cale naturală, totuși să aibă o sarcină? Bazen bunlar oluyor. Avem persoane care încearcă. Bunu söylemek çok zor. Çocuk olur. Dar ca să spun chestia asta este foarte greu. Dar mi este foarte ușor să spun că nu puteți să aveți un copil. Onun için her ikisinin de geçmişinde. Din această cauză este important să știu dacă au vreo operație ambii. Bunları baştan biz bilirsek. Dacă noi știm toate chestiile de înainte, sizin çocuğunuz olmaz, şöyle bir tedavi yapalım, atunci eu pot spune că nu puteți să aveți un copil, dar putem să facem tratamentul respectiv. Asta este cel mai important lucru la femeie, din cauza infecțiilor din mediul înconjurător, îi se înfundă pompele. Acesta este motivul? Da. Se vorbește despre infertilitate feminină și despre infertilitate masculină.
care sunt cazurile cel mai des întâlnite și există posibilitatea ca o parte dintre acești factori care contribuie să fie prevenit sau să fie ținuți cumva departe de cuplurile care își doresc un copil? Sebepler genellikle %50 erkek, %50 kadın şeklinde görüyoruz kısırlıkta. Normal este 50-50%, adică 50 la femei, 50 la bărbați. Erkeğe ait kısırlığı tedavi etmek oldukça zor oluyor. La bărbați este foarte greu tratamentul. Tek bir istisnası var. Hormon eksikliği varsa erkeğin hormon veriyorsunuz. La bărbați numai dacă hormonii sunt mai puțini, putem să să-i ajutăm să-și ia hormonii de care au nevoie. Ve o zaman sperm sayısı artıyor. Și atunci crește doza de spermă. Bunun dışındaki birçok halde erkeğe bir şey yapamıyoruz ve tüp bebek yapıyoruz. În rest, la bărbat nu putem să facem nimic și de asta și facem fertilizare. Acest tratament care este recomandat femeilor, în afară de avantaj și acela că se poate obține o sarcină, are și o serie de dezavantaje? Yaptığımız tedaviler tabii cu siguranță ridică nivelul hormonilor la femei. Se spune că acești hormoni poate să provoace unele boli de cancer, dar deocamdată nu s-a dovedit. Ama yine de dikkatlice takip etmeye devam ediyoruz. Dar trebuie să avem grijă să fie sub control. Şimdir, tüp bebek. Eu fac fertilizare de 35 de ani. Bugüne kadar kanser olan tek bir hastam olmadı. Până acum n-am avut pe nimeni care a avut cancer, dar avem atâția ani în față și sperăm să nu se întâmple. Există totuși situații când se vorbește despre infertilitate atunci când timp de un an nu s-a reușit obținerea unui copil. Există părinți care, familie care își doresc să fie părinți, care insistă ani la rând și până la urmă reușesc să obțină pe cale naturală un copil. Care este raportul acesta între o familie care timp de un an sau doi se străduiește să aibă un copil și nu reușește și apelează la calea medicamentoasă și cei care, fie din motive financiare, fie dintr-o dorință de a rezolva totul pe cale naturală, reușesc, amână, știu eu, consultația la un specialist și reușesc să obțină această sarcină în momentul de față, având în vedere că oricum timpul merge foarte repede și dorința de a avea un copil uneori îi face pe maturi să nu mai aibă răbdare și să apeleze direct la specialiști. Care este ponderea în situația de față? Pacienții care vin și se prezintă în cabinetul domnului profesor sunt cei care au încercat mult timp la rând să aibă o sarcină și n-au reușit? Sau sunt cei care au cedat din prima, considerând fertilizarea in vitro o soluție atât de sigură încât să nu îi facă să aștepte prea mult? Burada yine en önemli faktör kadın yaşı. Aici este cel mai important, vârsta femeii. Eğer bir genç bir hanımdan konuşuyorsak, dacă vorbim de o persoană tânără, bu genç 32 yaşından küçük demek tabii. Tânără însemnând mai puțin de 32 de ani. O zaman bir yıl zaten beklemelerini söylüyoruz. Atunci oricum le spun să aștepte un an de zile. Ama bu yaştan büyük bir kadından konuşuyorsak, dar örneğin 36 yaşında bir kadın için. Dar dacă este mai mare și voi dau exemplu 36 de ani, bekletiyoruz. Atunci așteaptă numai 6 luni de zile. Ama 38 dacă are 38 de ani, nu mai avem de ce să așteptăm și se face direct fertilizarea. Se vorbește foarte mult despre viața noastră de zi cu zi, despre obiceiurile alimentare, despre regimul de viață, despre stres, ca fiind factori care împiedică obținerea unei sarcini. Din punctul domnului profesor de vedere, aceste lucruri sunt într-adevăr reale sau sunt doar niște pretexte? Kesinlikle olur. Este adevărat. Primul factor este țigarea. În primul rând, dacă femeia fumează, va intra în menopauză cu 2 ani mai devreme. Yani bir kadın 32 yaşında ve sigara... Dacă are 32 de ani și fumează, eu o consider că are 34 de ani. Ayrıca bir takım meslek hastalık. De exemplu, persoanele care lucrează la coafor, produsele cu care lucrează îi poate afecta uterul. Înseamnă că acele persoane între 22 și 24 de ani, cum spunea domnul profesor mai devreme, trebuie să fie să fi crescut într-o sănătate deplină. Vârsta nefiind neapărat singur factor, poate este factorul principal care le ajută pe femei să rămână însărcinate, dar înseamnă că ele de fapt nu au trecut prea mult prin viață și nu au ajuns ca acești factori negativi să intre în contact cu ele, nu?
multe. De aceea și se spune sau despre faptul că organismul este tânăr și până nu, nici în e mai pregătit? Și yoksa genç olduklarici în soile nu e, yani 20 ile 24 arasa da. Genç olunca yumurtalıklardaki yumurta sayısı este mai tânăr și totul este de calitate. Există femei care au reușit să aibă un copil la o vârstă fragedă, iar apoi, odată cu trecerea anilor și nu neapărat foarte mulți la număr, nu reușesc să obțină o a doua sarcină sau pierd sarcina de fiecare dată. Intră în discuția acele cauze de care am vorbit mai devreme sau poate fi într-adevăr o problemă medicală? Și dacă da, din ce categorie pot fi acestea? 3 sebebi olabilir. Bir tanesi eşinin erkek tarafının sperminin azalmış olması. Este posibil ca soțului să-i fi scăzut sperma. İkincisi, doğumdan sonra herhangi bir enfeksiyon kapıp tüplerinin după naștere să fi luat o infecție și să i se fi înfundat trompele. Üçüncüsü de birinci çocukla ikinci çocuk arasında tabii ki yaşlanıyor kadın. Și bineînțeles că între primul copil și al doilea copil femeia îmbătrânește. Ve uzun bir ara verirse. Și dacă o să fie ve 32 yaşını da geçmeye başlarsa. Perioada mare. O zaman tabii daha zor gebe kalıyor. Atunci rămâne foarte greu. Totodată se mai spune și de faptul că o întrerupere de sarcină, un avort, poate avea și o astfel de consecință, imposibilitatea obținerii unei sarcini ulterioare. Din experiența domnului profesor, poate spune, poate certifica acest lucru? Böyle bir şey hem var hem yok. Și este și nu este. Dacă se face un curetaj destul de curat, nu este problemă, dar dacă rămân bucăți înăuntru ve enfecțion olursa și se ajunge la o infecție. O zaman tabii ki bir daha çocuk sahibi olması için belki de bir ameliyat geçirmesi gerekebilir. Atunci ca să poată să aibă un copil, e posibil să aibă nevoie de o intervenție chirurgicală. Onun için de kürtaj bir kontrasepsiyon değildir. Nu este o contracepție. Biz bunu hiçbir zaman önermeyiz. Normal doğum kontrol yöntemleri öneririz. Nu recomandăm, recomandăm medicamentele care sunt care sunt pașii, etapele pe care un specialist, cum este domn profesor, le parcurge pentru a ajunge în situația de a-i spune pacientei că suferă de infertilitate, iar de aici să-i recomande pașii următori. Kadın tarafında hormon testleri. Se face un test de hormon la femeie. Ne uităm în ovare și vedem cât de deschis este, îi facem filmul, iar la bărbat îi cerem spermograma. Bu üç test birinci basamakta yaptığımız testler. Aceste trei teste sunt e primul pas. Cât durează până în momentul în care se obțin rezultatele de la toate cele trei investigații? Bu, kadın hormonlarını menstruasyon sırasında bakıyoruz. La hormonii femeii ne uităm în timpul menstruației. Rahim filmini menstruasyondan hemen sonra yapıyoruz. Ovarele și uterul ne uităm imediat după. Spermiogramı da 3-4 günlük seks olmadıktan sonra yapıyoruz. Iar spermograma la bărbat se face după 3 zile în care nu au avut contact sexual. Datele celor 3 investigații nu sunt cele care să o ajute pe femeie să rămână sărcinată în continuare. Următorul pas către îmi imaginez că mă gândesc că nu din prima îi se spune pacientei că singura soluție este fertilizarea. E ca dumneavoastră soile mie, sunt de el mediu, iani, că sunt rodonul. Dacă trompele sunt înfundate, suntem obligați să-i spunem din prima. Desfundarea trompelor nu este o soluție? Dacă este tânără și asta se face operație microrobotică și deschidem hatta trompele. Hatta bir kadın sonra vazgeçip açtırmak isteyebilir. Și după aceea dorește să-și redeschidă trompele. Onları da açabiliriz ameliyatla. Și alea putem să le redeschidem. Operație. Ama yaşı 32-33'ten yukarıysa, dar dacă vârsta este peste 32 de ani, o zaman tüpleri açmak yerine direkt tüp bebek de teklif ediyoruz. Atunci, decât să-i deschidem trompele, mai bine le sugerăm fertilizarea. Vorbim despre legarea trompelor ca metodă de contracepție, da? Da. Cât durează acest parcurs al investigațiilor până în momentul în care medicul stabilește că altă soluție nu există decât fertilizarea in vitro? Din momentul în care pacienta vine cu un dosar la domnul profesor, trece prin toate investigațiile pe care îi le recomandă, în cât timp va primi o confirmare pacienta în privința evoluției ulterioare sau a pașilor ulterior pe care ar trebui să-i urmeze dacă își dorește într-adevăr o sarcină? Bu tahlilleri yaptıktan sonra eğer hiçbir şey bulamaz isek, dacă facem toți pașii ăștia,
de care v-am vorbit și nu găsim nimic. Ve hastanın yaşı, kadının yaşı da 32'den küçükse, iar pacienta, dacă este mai mică de 32 de ani, bir yıl daha bekleyebileceklerini söylüyoruz. Încă un an îi spun că poate să aștepte. Ama tahlillerde bir şey bulursak, dar dacă găsim ceva la analize, ya da hastanın yaşı 32'den büyükse, dar vârsta fiind mai mare de 32 de ani, o zaman vakit kaybetmemek için direkt tedaviye başlıyoruz. Atunci, fără să mai așteptăm, trebuie să începem tratamentul. În acel an în care, luăm primul exemplu, cel în care poate să mai aștepte un an, sunt niște recomandări speciale pe care gravida trebuie să le respecte, atât gravida cât și partenerul? Herhangi bir şey bulamadığımız için hani genellikle bir tedavi vermiyoruz. Çünkü pentru faptul că nu s-a găsit nimic, nu se face niciun tratament. Çünkü bir şey bulsaydık zaten tedavi edecektik. Pentru că oricum dacă se găsea ceva, se propunea un tratament. Biz biliyoruz ki bu ikinci yıl bekleme sırası... Acei pacienți care sunt trimiși să mai aștepte un an de zile, cel puțin 50% rămân însărcinate. Să spunem că a trecut și acest an care medicul recomandă să se insiste, nu reușesc să obțină o sarcină, înseamnă că se ajunge la fertilizarea in vitro. Cum este pacienta pregătită pentru fertilizarea in vitro și cum privesc aceste paciente vestea? Este... un moment în care se bucură pentru că știu clar că prin fertilizare in vitro vor avea un copil, își doresc să mai amâne fertilizarea în dorința de a încerca în continuare obținerea sarcinii pe care naturală sau au încredere pur și simplu în medic și merg pe mâna lui indiferent de recomandarea pe care le oferă. Şimdi, 2014 yılında artık în 2014 este foarte ușor să ne informăm. Intră pe internet. Zaten benim kadar konuyu öğrenmiş olarak atât geliyorum. Atât cât mine poate să știe, să afle despre subiect ce dorește. Ve bu iki yıllık bekleme aslında așteptarea asta de un an, de doi ani ca și pacientă o termină psihic. Evet. Și normal când vin pentru fertilizare, vin că își doresc ele. Ama bazen hastanın... Dar am paciente care nu-și doresc într-adevăr din prima fertilizare și îmi spun că ei mai așteaptă. Prima amintire despre prima fertilizare in vitro pe care a făcut-o ar putea să o retrăiască aici în platoul emisiunii noastre? İlk tüp bebek yaptığım, doğan bebek erkek. Prima înseminare care am făcut-o, s-a născut băiețel. Ve yıllar önce yaşadığım şehirde gelip beni buldu o. Și cu ani în urmă a venit și m-a căutat acolo unde trăiesc eu. Kocaman, uzun boylu, sakallı, bıyıklı bir erkekti. Un ditamai bărbatul. Ve bana barbă. Dönüp dedi ki, benim ebem sen misin? Și s-a întors la mine și mi-a spus, tu ești omul care m-ai creat. Ben de sen kimsin diye sordum. Și am întrebat, tu cine ești? Sonra annesi çıktı arkadan ve o zaman tanıdım tabii. Și a ieșit mama, zice, din spatele lui și am recunoscut-o. Bu benim için çok da özel bir şey tabii. Pentru mine este ceva special. Geçen yıl Romanya'ya, Bükreş'e geldim. Anul trecut am venit în România, în București. Ve yine benim yaptığım bebeklerin vaftiz törenine katıldım. Și am participat la un seminar, pot să spun așa, care a fost creat pentru mine, pentru toți bebelușii care i-am creat aici. Ve benim için çok duygusal bir andı. Pentru mine a fost o încărcătură foarte puternică, emoțională. Cât de mult sunt? Cât sunt la anul? Burda çok mu var diyor. Bir hayli var. Sunt destui. Bütün bir yılı onları ziyaret ederek gezebilirim. Un an de zile dacă aș vrea să îi vizitez, nu mi-ar ajunge. Există vreunul din acești copii care poartă și numele? Bir tane var, evet. Există unul, da. Ama benim ismim Türkiye'de biseksüel bir isim. Kadına da erkeğe de konuyor. Numele meu în Turcia este biseksual, adică mesela, poate să fie și unisex și la femeie. Başbakanımız vardı, Tansu Çiller diye bir bayan. De exemplu, aveam un prim-ministru care o chema Tansu Çiller. Onun için çok tavsiye etmiyorum ismimi koymalarını. Așa că nu este indicat să mi se pună numele. Bun, noi ne oprim pentru un moment aici, luăm o scurtă pauză. Ați înțeles așadar, vorbim despre infertilitate și despre procedura propriu-zisă. O să începem să vorbim abia în partea a doua emisiunii.